Părintele Cătălin, ucenic, apropiat și fiul duhovnicesc al Părintelui Nicolae. În cea de-a doua vinere a lunii noiembrie anul trecut, de praznicul Sfântului Rafe în țară, pe la ceasul al șaselea a venit, pe neașteptate, așa cum este rânduit în această lume a credinței din păcat. Și-a întins mâna rece și negroasă pentru a atinge pe cineva atât de drag. Mi-a fugit brusc pământul de sub picioare când am aflat vestea, drum spre spital, străfulgerat de incalculabilă pierdere. Nu eram în stare să cuantific omul, cel puțin pe moment, lacrimile inundau obraj. Într-o durere amânțită, întrerupte doar din când în când de nestăpânitele suspine. Am pierdut un părinte, am pierdut un bunic, am pierdut un prieten, un frate mai mare, mult mai mare. Am pierdut un model și un exemplu, am pierdut un fiu rugător la Domnul, am pierdut un rup de jertfă pentru seme, un neobosit slujitor al lui Dumnezeu în vârstă de aproape un secol. Am pierdut bucuria împărtășită fără condiționare. Am pierdut inima și știa să mărească sufletului prin cuvinte fără de cuvinte. Am pierdut căldura dragostei părintești și a poveței blânde. Am pierdut o enciclopedie unică și needitată. L-am pierdut pe Părintele Nicolae Bordașiu. Însă aveam să înțeleg că am câștigat întărirea în credință și un rugător în ceruri. Fragment din articolul intitulat La despărțirea de Părintele Nicolae Bordașiu, publicat în revista Lumea Credinței de către fratele și prietenul nostru și apropiat al Părintelui Nicolae Bordașiu, Laurențiu Cosmoiu, aici de față, prezent în mijlocul nostru. Îi mulțumim!